Bun găsit, genialii mei, ascultători de 98,3, sunt Tiberiu Păun și astăzi vorbim despre conștientizare și implicare. Vorbim cu Oana Drăgulinescu, fondatoarea Muzeului Abandonului. Bun venit la întâlnire, Capitale, Oana! Bine, te-am găsit! Da, frumos că vorbim despre conștientizare, pentru că, uite, să știi, acesta a fost gândul nostru de început când am pornit acest proiect. Conștientizarea. Deci ai răspuns deja la prima întrebare nerostită, cum a apărut ideea. Ai vrut să conștientizezi, dar ce te-a făcut pe tine să conștientizezi această problemă, să-i spunem, a abandonului? Am pornit în zona profesională ca jurnalist, jurnalist cultural, pentru că prima mea meserie a fost de muzician și la vremea aceea se deschisese TVR Cultural. Iată că trăim o revenire a TVR Culturalului și lucram în zona de cultură și de expunerea culturii către public, dar cultura și responsabilitatea socială sunt foarte conectate. Oamenii care sunt interesați să afle mai mult, cei care vor cumpăra o carte, care vor merge la un concert, care vor vrea să știe mai mult despre lume decât ce mâncăm și unde dormim, sunt și cei care vor vrea să știe în ce fel de societate trăiesc. Și palierele acestea, cultural și social, la mine s-au întâlnit foarte repede. La vremea aceea colaboram foarte mult cu Alexandru Tomescu, care a fost unul dintre primii muzicieni din România care au asociat proiectelor sale conotații sociale, proiecte de conștientizare și de strângere de fonduri. Și foarte devreme m-am întâlnit cu această zonă a socialului. Am fost fascinată pentru că simțeam ca și în cultură că mesajul pe care îl emiteam către public devenea ceva important. Nu era ceva ce expira a doua zi, ca și consistență, ca și relevanță, ci era ceva, într-adevăr, pe termen lung. Și atunci am început o lungă serie de interviuri și de întâlniri cu persoanele vulnerabile. Am aflat cu tristețe despre țara mea, că este una dintre cele mai expuse la această poveste a abandonului. Noi avem o lungă istorie legată de abandon. Și mi-am dat seama de fapt că nu suntem pregătiți să aflăm această poveste, că întoarcem privirea și când situația a rămas aceeași după 5, după 10, după 15 ani, mi-am dat seama că lucrurile cumva trebuie spuse. Nu știu dacă trebuia să fiu eu și echipa din spatele meu, pentru că suntem o echipă întreagă. Chiar și un muzeu digital are nevoie de o echipă întreagă. Nu știu dacă noi trebuia să fim aceia, dar iată că noi ne-am așezat la drumul acesta, să spunem, povestea abandonului în România. Vom afla despre acest muzeu digital, dar spunem de ce consider că România este una dintre cele mai expuse țări acestui flagel. Sunt, desigur, studii realizate în acest sens. România este campioana Europei la abandon, cu o rată îngrijorătoare. Sigur, noi avem o istorie care vine din perioada comunismului. Poate că ascultătorii tăi știu sau nu, dar în comunism a existat un decret 770 care interzicea avortul și contracepția. Gândul lui Ceaușescu la acea vreme, la finalul anilor 60, era să construiască o națiune puternică. Și cumva, matematic, în cifre, lucrurile păreau că funcționează. Și s-a și dovedit că au funcționat, pentru că la doar un an de la emiterea acestui decret se nășteau peste 1 milion de copii în plus în România. Doar că România era o țară deja săracă, deja, cum să spun, fără puterea de a duce atâția copii, familii cu foarte mulți copii deja, cu resurse foarte puține, și atunci a început să crească rata abandonului și foarte curând Ceaușescu s-a trezit că de fapt trebuie să construiască mult mai multe orfelinate decât și-a imaginat. Zeci și sute, în 1989 aveam această imagine a României care avea peste 100.000 de copii în orfelinate. 100.000 de copii este o cifră oficială. Dar, de fapt, în momentul în care începi să răsfoiești documentele, îți dai seama că 100.000 de copii erau doar în instituțiile tipice, dar mai erau
leagănele de copii până în 3 ani și aceștia nu fusese numărați, mai erau îngrozitoarele cămine spital, acele lagăre de exterminare. Erau foarte multe tipuri de instituții și rapid ajungi la peste 150.000, dar de fapt mai mult. Și este doar un punct din istorie. Ne referim la decembrie 1989, când a fost abrogat acest decret. Dar dacă numărăm probabil toți copiii abandonați în urmă, în ultimii 50 de ani, ajungem la niște cifre îngrijorătoare. Acum, România mai trecuse prin așa ceva. După primul război mondial a fost, sigur, un boom de copii abandonați. Era normal. Muriseră foarte mulți pe front, mame rămase singure, dar atunci societatea civilă s-a, în primul rând că exista o societate civilă și ei s-au activat și au început, mari industriași ai vremii și boierii au început să construiască tot felul de proiecte de susținere a acestor copii, școli de meserii unde copiii erau cazați, unde erau învățați, și asta înseamnă o investiție pe termen lung, pentru că copilul nu doar că era luat de pe stradă, acești mici gavroși care umblau prin, pe străzile Bucureștiului împărțind ziare, dar de fapt și intrând în zona de interlopă, erau luați de pe stradă, dar erau învățați o meserie, ei erau redați societății. Era o investiție foarte benefică. Avem celebru exemplu al leagănului Sfânta Ecaterina, construit de, pe banii nababului, unul dintre mari boieri ai României, care a găzduit în perioada lui maximă aproape 3.000 de copii, vorbim de imediat după primul război mondial. Deci exista o istorie a abandonului în România. Dar în timpul comunismului, această reacție a societății, acest sentiment al comunității nu mai exista. Copiii încep să fie abandonați, copiii încep să fie dosiți în aceste spații în afara văzului lumii și încep să se întâmple niște atrocități acolo. Păi, adică, în timpul comunismului nu mai erau nababi care să facă acest lucru. Nu mai erau nababi, dar eram... Problema este că au fost, după Revoluție, au fost nababi și în ziua de astăzi, dar care nu se implică. Care fac altceva cu banii lor, exact. Construiesc mall-uri. Și da, și poate că de asta era necesar acest muzeu al abandonului, ca să conștientizăm nababii, nu neapărat toată societatea, că nu știu dacă toată societatea poate face ceva. Dar aș observa un lucru important din ce mi-ai spus tu. Atunci, după primul război mondial, acei nababi nu doar că făceau o chestie caritabilă, ajutau niște copii să nu se piardă, să nu ajungă în zona interlopă, să nu fie pe străzi, ci ajutau chiar țara. Pentru că învățându-i niște meserii, România a beneficiat de niște foarte buni meseriași. Și mult timp, chiar și în perioada comunistă, erau școlile profesionale care au produs mari meseriași căutați și în străinătate. În ziua de astăzi avem mai multe drame. Au dispărut meseriașii, abandonul nu s-a oprit, pentru că am avut o perioadă în care abandonul a fost dintr-o creștere a natalității forțată și acum o scădere a natalității forțată de împrejurări. Dar la o rată a abandonului aproape identică. Aici este partea îngrijorătoare. Și cred că aici voiai să ajungi. Deci, ok, eu am făcut această introducere istorică ca să înțelegem de ce se abandona la 1900, de ce s-a abandonat în timpul comunismului. Bun. Dar după 1989 am avut niște ani de degringoladă, după care societatea a început să se organizeze. În primul rând au venit un influx imens de fonduri din străinătate, pentru că oamenii au fost șocați. În 1989, dacă ți-aduci aminte, televiziunile occidentale veneau, rupeau ușile acestor cămine spitali, intrau și găseau acolo niște lucruri îngrozitoare. Copii care trăiau ca la Auschwitz, legați cu lanțuri de... Deci ceva absolut îngrozitor, care... Ceva îngrozitor care se întâmpla în România acelor vremuri. Bun, dar în anii 2000 lucrurile erau la fel. Barbara Walters, care este un celebru jurnalist american, trimisese în 1989 echipe de filmare în România și oamenii filmaseră la căminul spital de la Sighet și plecaseră de acolo absolut șocați, dar 10 ani mai târziu au făcut o nouă intervenție și lucrurile erau cam la fel și materialul ei a fost intitulat The Shame of a Nation.
Copiii au fost scoși din orfelinate și au ajuns unde? Pe stradă. Au rolat și copiii care trăiau în anii 2000 în subteranele Bucureștiului, deci lucrurile nu s-au terminat. Și acum câțiva ani, când spuneai că într-adevăr a fost un minim al natalității din perspectivă istorică, cei mai puțin născuți în România în ultima sută de ani, din păcate la acel moment, rata abandonului față de perioada comunistă scăzuse doar cu 0,1% sau foarte, foarte puțin. Deci rata a rămas aproape identică. Și atunci trebuie, în primul rând, expus acest subiect, pentru că s-a vorbit foarte mult despre victimele comunismului, despre oamenii care au murit în pușcării, dar se vorbește foarte puțin despre acești copii. Acești copii care sunt acum generația mea, generația de 40 și ceva de ani, acești copii care la rândul lor, neavând niște repere despre iubire, despre comportament familial, riscă foarte mult să ducă mai departe abandonul, pentru că este un flagel, un model cu care tu trăiești, este foarte greu apoi să ai repere diferite pe care să le iei dintr-o societate atâta timp cât tu nu ai avut repere familiale în perioada creșterii tale. Și cu cât vorbim mai puțin, cu atât mi se pare că putem repeta greșelile trecutului. Se întâmplă o dramă acum pentru că o să cadă sistemul de pensii în ritmul ăsta de scădere al natalității, a natalității, și cei care s-au născut în urma decretului nu vor avea o pensie liniștită pentru că sunt mult mai puțini care produc. Dar apropo de ce spuneai tu, să știi că sunt și cazuri fericite. Am avut un interviu nu de foarte mult timp cu un tânăr care a trăit în casă de copii și acum a ajuns să dezvolte afaceri, să fie și în topul Forbes menționat și să ajute foarte mulți copii din casele de copii. N-a uitat de unde a plecat și pentru el abandonul nu este o normalitate. Nu va urma și el acest lucru, își dorește să aibă și el copii, dar deja are foarte mulți copii de care are el grijă, care nu sunt ai lui. Deci sunt cazuri fericite și cred că pentru a ajunge la cazuri cât mai fericite și cât mai multe cazuri fericite, este nevoie de informare. Asta faceți voi prin Muzeul Abandonului. Spune-mi, te rog, cum poate fi accesat, ca să nu uităm ce e mai important, ce găsesc oamenii și cum ajung să intre în acest muzeu. Muzeul Abandonului, în primul rând, este un proiect care are doar un an și un pic și este uimitor ce am reușit în anul acesta. Are o echipă de specialiști. Când spun muzeu, nu este doar un termen de PR, ci are consultanți istorici, psihologi, sociologi, antropologi. El este un proiect online, este un muzeu în nori. Intrați pe www.muzeulabandonului.ro, dar avem acolo expoziții, după tipicul expozițiilor fizice, expoziții imersive, avem inclusiv o expoziție care poate fi accesată cu ochelari VR. Am scanat 3D clădirea fostului cămin spital de la Siget, despre care vorbeam la început, că este unul dintre exemplele cumplite ale instituționalizării în România în timpul comunismului. Și practic poți intra în acest spațiu virtual și te poți plimba pe orice culoar dorești, poți explora obiectele pe care noi le-am găsit acolo. Avem o arhivă care în momentul acesta se apropie de 10.000 de item. Am primit donații de la organizațiile care au sprijinit copiii în ultimii 30 de ani în România și care au documente foarte importante despre această arhivare istorică a ceea ce a însemnat abandonul în România. Deci, practic, surprindem acest fenomen din toate perspectivele, încercând, în primul rând, să-l înțelegem, în al doilea rând, să-l comunicăm publicului, în al treilea rând, să-l conservăm, pentru că este o parte importantă din istoria României, deși nu ne place, e o parte urâtă. Cred că este important să știm că ea a existat. Și, în al patrulea rând, vrem să tragem niște concluzii, vrem să înțelegem cum s-a ajuns acolo ca societate și cum am putea, măcar tânăra generație, să își schimbe percepția. Ne-a impresionat foarte tare la întâlnirile noastre fizice cu publicul
reacția extrem de deschisă a copiilor. Ne-am trezit cu vizitatori de 11-12 ani. Noi am fost un pic circumspecți, ne gândeam că poate informația din muzeu și mai ales din experiența virtuală, care este extrem de intensă, este un pic prea mult pentru ei. Părinții și-au dat acordul și au insistat că vor ca copiilor să experimenteze acest proiect și reacția lor a fost: de ce nu învățăm aceste lucruri la școală? Lor li s-a părut o parte importantă din România. Cred că le-a creat un context despre ce este important și despre importanța familiei. Când o ai tot timpul alături de tine și este necondiționat acolo, poate că nu înțelegi cât de tare le-a lipsit altora. Și cred că mai este foarte important faptul că muzeul a creat în jurul lui o comunitate. Noi, când am început acest proiect, nu ne-am dorit să expunem opiniile noastre despre abandon. Pentru că oricât aș studia eu povestea abandonului, atâta timp cât am trăit alături de familia mea, nu voi înțelege niciodată pe deplin acest fenomen, ci am expus în muzeu poveștile donate de cei care au fost abandonați. Deci am făcut o campanie publică și oamenii și-au trimis poveștile de abandon în cuvintele lor. Am făcut această campanie pe două paliere. Pe de-o parte, le-am solicitat celor care au fost în acest abandon extrem instituționalizat să ne povestească experiențele lor, dar pe de altă parte ne-am dus și către publicul larg și am spus: bun, voi ați trăit alături de familiile voastre, dar poate părinții au fost plecați la muncă în străinătate, poate ați trăit cu bunicii pentru că părinții lucrau prea mult, poate ați trăit într-o familie monoparentală. Și atunci ne-au trimis și aceste povești de abandon, le-am spus noi citadini. Și a fost impresionant că atunci când s-au întâlnit cele două fluxuri de povești, ni s-a părut că nu au mai existat două categorii diferite, ci doar o traumă comună a abandonului, și oamenii au început să se înțeleagă unii pe ceilalți, pentru că, într-adevăr, în fața unei povești a unui copil care a trăit la Sighet, practic nu-ți mai vine să mai spui nimic, ți se pare că nu mai e nimic de spus. Dar totuși am primit toate aceste povești și aici s-a creat o comunitate. Avem uneori 700, 800, 1000 de oameni care reacționează sau comentează la o poveste. Și la umbra acestei comunități am început să găzduim alte subiecte care, iarăși, din perspectiva noastră sunt importante, cum ar fi subiectul refugiaților. De când a început acest val imens de refugiați care practic a cutremurat Europa, pentru că întotdeauna poveștile despre refugiați erau undeva acolo, undeva departe. Iată că acum sunt undeva aici, la granița noastră, și mă întrebam ce cară femeile acelea în bagajele lor, ce pot să iei în momentul în care trebuie să-ți părăsești toată viața, prietenii, munca, comunitatea, locurile dragi, familia, absolut tot, ce poți să pui într-o valiză în momentul în care te duci către nicăieri. Și am început acest proiect în cadrul muzeului care se numește Bagajele Abandonului și unde avem niște povești sfâșietoare despre ce înseamnă să abandonezi tot, pe care din nou le-am înnodat cu poveștile românilor. I-am rugat pe români să ne povestească cu ce istorie au trăit ei în familie, cu bunicii noștri care fugeau din calea războiului, cu bunicii noștri care sau părinții care și-au părăsit casele pentru că comuniștii îi scoteau din case. Adică noi nu ne-am făcut astăzi bagajele, dar acum 30 sau 40 sau 50 de ani ne-am făcut și noi aceste bagaje ale abandonului. Și cred că e important să nu ne gândim la acești oameni ca la ceilalți. Cum nu trebuie să ne gândim la copiii abandonați ca la ceilalți. Nu sunt copiii noștri, sunt ai altora. Nu noi am abandonat. Noi n-am putea face așa ceva. Totuși, noi ca societate am abandonat. Mă gândesc mereu că înainte să ajungă un copil în orfelinat, el este în primul rând abandonat de comunitate. Cineva ar trebui să fi văzut pe stradă că acel copil este desculț, cineva ar fi trebuit să audă la apartamentul de lângă că acel copil plânge de foame. Cumva, cred că trebuie să renaștem acest sentiment comunitar al românilor. Se spune că un copil este crescut de un sat întreg. Trebuie să vedem de ce satele noastre nu se mai uită la copiii abandonați. Oana, e fascinant ce teme lansezi. Uite că nu mă gândeam nicio. Sunt mai multe valențe ale abandonului. Copiii abandonați din perioada comunistă, copiii abandonați în perioada postcomunistă,
nu într-un cămin, ci cu bunici și care nu au plecat părinții în străinătate să muncească și copiii tot abandonați se simt pentru că nu beneficiază de dragostea părinților, oameni care își abandonează țara și copii care abandonează părinții lăsați să lupte în țară, petați și sunt plecați printre străini, sunt multe valențe ale abandonului și ale durerii, de fapt. Și cred că este un flagel comun, Tiberiu. Da. Cred că adică în momentul în care tolerăm abandonul unei clădiri de patrimoniu, când tolerăm abandonul unui animal pe stradă, a unui bătrân pe lângă care trecem și nu ne întrebăm al cui bunic sau părinte este, al unui copil, devine ceva generalizat. Devine un mod de a gândi normal. Am încredere în acest popor că poate deschide ochii către cei din jur. Dacă noi vrem ca România asta să arate diferit în 10 sau 20 de ani, trebuie să ne uităm un pic în jurul nostru, pentru că cel de lângă noi, cel care e la colțul străzii și nu are un spațiu, face parte din ceea ce se numește societatea românească. Până nu-i creștem pe ei, nu urcăm cu totul. Care crezi tu că ar fi cel mai important lucru ce trebuie făcut de către societate și de către statul român? Împreună. Ca să diminuăm, că nu știu dacă putem să facem să dispară, să diminuăm acest flagel al abandonului. Uite, educația? Da, Tiberiu, totul se întoarce la educație, firar să fie. Okay. Dar asta nu înseamnă neapărat contracepția, că dacă nu-i faci, nu înseamnă că... Înseamnă și contracepția, pentru că suntem din nou campion, firar să fie, mi-aș dori să fim campion și suntem, uite, la natație. Înseamnă că ajungem un popor de câțiva oameni, nu că am stopat abandonul, ci că am stopat nașterea. Mi-aș dori să nu fim campion la mame minore. Vezi, asta ține de educație. Corect. Suntem campionii Europei la mame minore și la abandon și ăsta este un top rușinos în care ne aflăm. Dar ceea ce s-a întâmplat în România, adică să nu ne punem noi toată cenușa în cap, s-a întâmplat și în alte țări ale Europei și uite, acum începe o mișcare foarte interesantă, se numește Justice Initiative și este o poveste superbă. Este pornită de un elvețian, care este o poveste de succes, cum spuneai tu mai devreme despre românul pe care l-ai intervievat, se numește Guido Fluri. A trăit într-un orfelinat, a trecut peste această traumă și a ajuns milionar și cu banii lui și-a dorit să facă două lucruri, să cumpere orfelinatul elvețian în care a trăit și să-l transforme în muzeu, ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă trauma abandonului și apoi să înceapă un proiect mare de advocacy față de guvernul elvețian, căruia a solicitat să recunoască trauma copiilor maltratați în orfelinate și să ofere recompense financiare. Elveția e Elveția. S-a și întâmplat lucrul acesta. Dar omul nu s-a oprit aici și acum a început o mișcare paneuropeană. Sunt 19 țări care s-au alăturat acestui proiect. Fiecare vine cu tematica lui. De exemplu, în Italia și în Germania sunt mai mult teme legate de abuzurile bisericii catolice. În România, sigur, și în țările postcomuniste, mai mult probleme legate de instituționalizare și abandon. Și recent, Consiliul Europei a audiat această propunere. Dintre cei doi martori audiați a fost și o româncă și un german, care au vorbit despre maniera în care viața lor a fost sfâșiată pentru totdeauna, trăind în aceste instituții. Și cred că statul român ar trebui să înceapă prin a recunoaște. Apoi, referitor la educație, cred că noi trebuie să învățăm câte ceva despre compasiune. Într-un studiu mondial făcut acum câțiva ani, România se afla, cred că pe locul 90 și ceva, la nivel de empatie și compasiune, ceea ce pentru mine a fost șocant. Aș fi spus despre români că sunt un popor empatic. Și am și fost la începutul acestui an când ne-am dus la graniță și am întâmpinat refugiații. Oana, asta ar fi, voi aveți și un podcast, nu putem cuprinde în toată emisiunea, în emisiunea asta tot ce faceți voi. Invit pe oameni să intre în muzeul virtual al abandonului pentru a rezolva problemele reale ale abandonului, pentru a ne
a conștientiza aceste probleme și a încerca să ajutăm fiecare dintre noi. Îți dau 30 de secunde să-mi spui, atenție, că nu vreau să gândești, vreau să este ce este memoria ta emoțională. Cea mai puternică poveste a unui abandon pe care o ai în minte acum, din tot ce ai ajuns, ai auzit tu. Când am intrat la Sighet, în clădirea abandonată a căminului spital, acolo spațiul este devastat, arată ca un spațiu de film și printre gunoaie, pentru că în primul moment se par gunoaie, dar apoi îți dai seama că sunt niște obiecte de imensă valoare, am găsit o cămașă de forță mărime XS pentru copii. În momentul în care am ridicat acea cămașă de forță și mi-am dat seama cum trăiau acei copii acolo, lumea mea s-a prăbușit. N-am mai fost același om și nu, de asta nu ne putem opri din ceea ce facem. Am găsit acolo povești sfâșietoare și ceea ce ne-am dorit foarte mult este ca oamenii să înțeleagă că noi nu suntem tipul de justițiar care să caute vinovați. Eu nu cred că a arăta către o infirmieră cu degetul sau către o asistentă este soluția. Cred că oamenii aceia erau la rândul lor niște victime. Sigur că un astfel de sistem creează monștri și creează cotloane în care monștrii se pot ascunde, dar cred că este o problemă generală, cum ai spus tu un pic mai devreme, de percepție generală. Atâta timp cât nu o să ni se pară normal să ne tratăm copiii așa, șansele ca astfel de abuzuri să se mai întâmple, să ni se pare că putem lega un copil în cămașe de forță și să-l hrănim cu lături, efectiv, șansele să mai existe așa ceva se vor diminua foarte mult. Lipsa reacției duce la normalizarea anormalului și asta este cel mai mare pericol. Intrați pe Muzeul Abandonului ca să puteți învăța despre ce s-a întâmplat și despre ce se întâmplă, să puteți afla, ca să puteți avea reacții în cunoștință de cauză. Ăsta este sfatul meu. Eu îți mulțumesc pentru discuția de astăzi, vă felicit pentru tot ce ați făcut, toți, tu și cu echipa ta. Este un muzeu fascinant, vă invit să intrați acolo și să vă implicați, nu doar să vizionați. A fost alături de mine Oana Drăgulinescu, fondatoarea Muzeului Abandonului. Eu sunt Tiberiu Păun și atât vă mai spun, iubiți Bucureștiul, el este perfect. Noi suntem perfectibili și ascultați toată emisiunea București FM pentru că aici e capitala.